Salutare! Bine ați venit la un nou episod. Astăzi vom testa încă o serie de soluții pentru spălarea parbrizului dedicate sezonului rece. Dar de această dată vom testa soluțiile găsite în benzinării, precum și câteva soluții propuse de voi în episodul anterior. O să începem testarea cu verificarea punctului de înghețare cu ajutorul unui refractometru, după care am încercat să introduc un nou test mai relevant. Mai exact, vom vedea dacă soluția reîngheață pe parbriz după ce aceasta a fost ștearsă cu ștergătoarele. Apoi vom răci soluțiile la minus 40 de grade să vedem cum se prezintă, vom face un test de zgomot și la final vom testa acțiunea soluțiilor pe vopsea și pe elementele cromate. Prima este soluția cristal de la OMV, care este gata preparată și ar rezista la minus 25 de grade. Aceasta este ambalată la 3 litri. Următoarea este soluția de la Rompetrol, care conform etichetei rezistă tot până la minus 25 de grade și este la fel ambalată la 3 litri. Următoarea este soluția de la Petrom, care are aceeași caracteristici precum celelalte, adică rezistă până la minus 25 de grade, e ambalată la 3 litri, dar mai are și parfum de lime. Următorul este un produs solicitat de voi în primul episod. Aceasta este soluția de la Prox, care este ambalată la 5 litri și rezistă până la minus 20 de grade. Conform etichetei, aceasta creează o peliculă hidrofobă care ajută la înlăturarea apei de pe parbriz. Mai departe, mergem la Evo X, soluția de la MOL. Aceasta este ambalată în bidon de 2 litri și rezistă până la minus 40 de grade. Următorul este alcoolul tehnic sau alcoolul izopropilic, tot un produs solicitat de voi. Și ultimul este la alcoolul sanitar sau spiritul găsit în farmacii. Acesta se găsește în mai multe concentrații, dar ce avem noi aici este într-o concentrație de 70%. Începem testarea cu verificarea punctului de înghețare cu refractometrul, dar înainte de asta aș vrea să menționez că acest instrument ne indică temperatura la care aceste soluții devin solide. O să vedem mai clar despre ce este vorba în câteva momente. Începem cu Prox, o soluție de la ChemSol Group, fabricată în România. Aceasta conține alcool etilic, colorant, parfum, detergent, o soluție foarte amară pentru a nu fi băut și apă distilată. Conform refractometrului, aceasta are punctul de înghețare la minus 25 de grade. Știu că probabil pronunț greșit Prox, și de fapt este Pro X, dar în mintea mea a rămas așa. Mai departe, verificăm soluția de la MOL, aceasta nu are o listă de ingrediente precum celelalte soluții testate, ci are un miros puternic de citrice. Punctul de înghețare este în afara scării, probabil în jur de minus 50 de grade. Următorul este alcoolul tehnic produs în România de Simplu SRL și are o concentrație de 70%. Acesta conține alcool etilic tehnic, alcool izopropilic, colorant și apă distilată. Punctul de înghețare este tot în afara scării, probabil tot în jur de minus 50 de grade, dar am verificat și soluția diluată, 1 la 2 are punctul de îngheț la minus 24 de grade și 1 la 4 la minus 10 grade. Mergem mai departe la alcoolul sanitar, care are o concentrație tot de 70%. Aceasta conține alcool etilic denaturat, apă distilată și colorant. Nediluat, aceasta are punctul de înghețare la aproximativ minus 50 de grade, dar într-un raport de 1 la 2 îngheață la minus 21 de grade și 1 la 4 îngheață la minus 7 grade. Acum soluția de la Petrom. Aceasta conține apă distilată, alcool etilic, glicol, detergenți și parfum și probabil conține și coloranți de care au uitat să specifice. Conform refractometrului, aceasta îngheață la minus 25 de grade. Acum și soluția de la Rompetrol. În compoziție găsim etanol, detergenți, glicol, colorant și apă distilată. Punctul de înghețare este la minus 30 de grade. Ultima este soluția de la MOL, care conține alcool etilic, poliol, adică alcool polihidroxilic și este un compus organic biodegradabil, detergenți, colorant, parfum și o soluție amară. Punctul de îngheț este la minus 31 de grade. Până facem restul testelor, o să pun în fiecare soluție o bucată dintr-un element cromat să stea 24 de ore. Alcoolul tehnic și alcoolul sanitar sunt diluate 1 la 2 și tot în aceeași concentrație vom efectua și următoarele teste. O să punem soluțiile în congelator împreună cu două oglinzi unde le vom lăsa să ajungă la minus 15 grade. Am ales să folosesc oglinda deoarece este mai ușor de observat dacă soluția reîngheață după ce este ștearsă de pe această suprafață. Începem cu soluția de la MOL, putem observa că după ce este ștearsă, această peliculă subțire îngheață destul de repede. Să fiu sincer, nu m-am așteptat la asta, deoarece soluția este foarte concentrată. Acum soluția de la OMV și aceasta îngheață, dar nu atât de repede precum cea de la MOL. Între teste, oglinzile au fost curățate și ținute la minus 15 grade pentru a avea rezultatele egale. Următoarea este soluția de la Rompetrol și aceasta îngheață destul de repede. Soluția de la Petrom îngheață și ea la minus 15 grade.
Următorul este alcoolul tehnic diluat 1 la 2. Acesta formează un strat subțire de gheață care este ușor de îndepărtat. Până acum, cred că are cel mai bun rezultat. Spiritul diluat, tot 1 la 2, îngheață destul de repede, dar și aceasta este destul de ușor de îndepărtat. Pot spune că se clasează pe locul 2 la acest test după alcoolul tehnic. Ultima este soluția de la Proc, care și aceasta îngheață precum primele cu un strat de gheață destul de greu de îndepărtat. Am testat și soluțiile din episodul anterior în acest fel, hai să vedem cum s-au descurcat. Soluția de la Oșan a înghețat relativ repede și a format un strat de gheață destul de consistent. Soluția de la Lidl a înghețat și a destul de repede, dar stratul de gheață a fost mai ușor de îndepărtat. Soluția de la Dedeman a înghețat și ea cu un strat de gheață mai consistent decât cea de la Lidl, dar nu atât de persistent precum cea de la Oșan. Soluția de la Kaufland, Jet Expert, a înghețat mai greu decât celelalte și cu un strat de gheață similar cu cel al soluției de la Lidl. Acum am lăsat soluțiile în congelator până au ajuns la minus 40 de grade. Hai să verificăm pe fiecare să vedem cum se comportă. După cum o să puteți vedea, la minus 40 de grade, soluțiile de la Prox, Petrom, Rompetrol, OMV, alcoolul sanitar și cel tehnic au înghețat complet, fiind într-o stare solidă. Soluția de la MOL, în schimb, este în stare lichidă, doar cu câteva cristale de gheață formate, dar perfect utilizabilă. Multe dintre aceste soluții ne spun că formează un strat hidrofob pe suprafața parbrizului, dar până acum nu am văzut nimic în lista de ingrediente care să indice acest lucru. Poate greșesc și să-mi spuneți dacă este cazul. Dar, din ceea ce știu eu, pentru formarea unei pelicule hidrofobe sunt necesare unele materiale speciale, precum este polistirenul de oxid de mangan sau oxid de zinc. Se mai folosește și carbonat de calciu sau siliciu și altele. În fine, hai să revenim! Acum hai să le punem înapoi în congelator cu congelatorul oprit, să le lăsăm să se dezghețe treptat în timp ce le vom studia starea pe măsură ce temperatura crește. Vom putea observa că deși aceste soluții au punctul de înghețare, de exemplu, la minus 25 de grade, când acestea ajung la această temperatură, starea lor este asemănătoare cu un gel. Din acest motiv, unii producători menționează pe ambalaj că punctul de înghețare este la minus 25 de grade, dar refractometrul ne spune că punctul este la minus 30. În intervalul acela de 5 grade, soluția este precum un gel și este mai greu de utilizat sau în unele cazuri chiar imposibil. Așadar, unii producători au în calcul această toleranță de temperatură. Pe baza acestor observații, am creat un grafic în care putem vedea mai clar starea soluțiilor. În stânga avem temperatura, sus este minus 40 și jos este 0 grade Celsius. Jos avem și legenda, cu verde este intervalul în care soluția este în stare lichidă, albastru deschis este intervalul în care soluția este gel și albastru închis pentru intervalul în care soluțiile sunt solide. Linia roșie reprezintă punctul de temperatură minim menționat pe ambalajul fiecărui produs. Soluția de la MOL este singura care respectă acest punct. În rest, soluțiile de la OMV, Rompetrol, Prox și Spiritul Sanitar sunt sub formă de gel la temperatura minimă recomandată, iar soluția de la Petrom și alcoolul tehnic sunt în stare solidă. Mergem mai departe la următorul test în care verificăm dacă aceste soluții afectează sau dacă lasă pete pe vopseaua mașinilor. Capota a fost curățată în avans și am lăsat-o să se usuce complet înainte de începerea testului. După aplicarea fiecărei soluții, le-am lăsat să se usuce de la sine. Începem cu Prox. Aceasta nu a lăsat nicio urmă vizibilă. Soluția de la Petrom a lăsat câteva pete albastre pe vopsea după uscare, dar au putut fi îndepărtate ușor cu o lavetă uscată. Soluția de la Rompetrol a lăsat și ea urme unsuroase pe vopsea, probabil de la glicolul din compoziție. Spiritul nu a lăsat urme vizibile. Alcoolul tehnic, în schimb, a lăsat pete albastre pe vopsea, datorită colorantului din compoziție. Acestea au fost îndepărtate destul de ușor cu o lavetă uscată. Soluția de la OMV a lăsat și ea urme unsuroase pe vopsea, precum soluția de la Rompetrol. Soluția de la MOL nu a lăsat urme vizibile. Continuăm cu testarea zgomotului produs de ștergătoare la aplicarea soluției. Parbrizul a fost de asemenea spălat anterior și șters, dar nu a fost lăsată să usuce.
După aplicarea fiecărei soluții, parbrizul și ștergătoarele au fost clătite cu apă și șterse. Acesta este și clasamentul, dar trebuie luat în considerație faptul că aceste ștergătoare nu sunt noi și nivelul de zgomot produs poate fi diferit de la caz la caz în funcție de uzura lor. În ultimul test vom verifica dacă aceste soluții afectează elementele decorative din crom și o să încep prin a specifica că testul făcut în episodul precedent este invalid. Asta deoarece, deși elementele folosite în acel test provin de pe o mașină, acel element cromat era destinat să fie folosit în interiorul mașinii. Acestea fiind spuse, o să fac o mențiune în acel episod și o să refac testul din nou pentru acele soluții, deoarece am suficientă soluție pentru a lăsa moștenire la 5 generații. Piesele care o să le folosim astăzi sunt cu siguranță destinate exteriorului, deoarece sunt capace pentru jante. Acestea au fost lăsate în soluție 24 de ore, după care le-am scos și le-am lăsat să se usuce complet. Să vedem și rezultatele. Prima este soluția de la OMV. Se pot observa pete ușoare pe suprafața cromată. După ștergere, cromul și-a revenit complet. Toate piesele au fost șterse cu o parte curată la vetei. Următorul este alcoolul tehnic, care și el a lăsat urme pe element. După ștergere cu laveta uscată, cromul și-a revenit complet. Soluția de la Rompetrol a lăsat și ea pete pe piesă, dar nu atât de vizibile precum celelalte. Acestea au putut fi șterse cu ușurință și luciul și-a revenit. Următoarea este soluția de la Petrom, care și aceasta a lăsat urme ușoare precum soluția de la Rompetrol. După ștergere, piesa și-a revenit complet. Mergem mai departe la Prox, care la fel a lăsat urme pe piesă. De data aceasta, în schimb, după ștergere, luciul cromului nu și-a mai revenit și a rămas puțin difuz și mătuit. Următoarea este soluția de la MOL. Urmele rămase sunt greu de surprins pe cameră, dar după uscare a rămas un strat albastru difuz pe suprafață. Acest strat nu a mai putut fi șters cu laveta, dimpotrivă, parcă acesta a fost mai vizibil după ștergere. Ultimul este alcoolul sanitar, care mi se pare că a lăsat cele mai vizibile pete după uscare. Nici de această dată urmele nu au mai putut fi îndepărtate prin ștergere. Următoarele patru sunt soluțiile din episodul precedent. Acestea au trecut prin același tratament. Toate au lăsat urme pe suprafața cromată, dar după ștergere, acestea au putut fi îndepărtate cu ușurință, mai puțin petele lăsate de soluția de la Dedeman. Aceasta a stricat aspectul lucios al cromului și l-a făcut să pară mai mat, precum s-a întâmplat cu soluțiile de la MOL, Prox și alcoolul sanitar. Ok,
Gata testele, cam lung episodul, deși am încercat să-l fac cât de mic am putut, am făcut și acest tabel în care putem compara rezultatele. Aici putem găsi numele și cantitatea fiecărui produs, pe urmă avem temperatura de înghețare indicată de refractometru, unde la alcoolul tehnic și la spirit avem și temperaturile pentru mai multe concentrații, 1 la 1, 1 la 2 și 1 la 4. Lista cu ingrediente la fiecare produs. În continuare am folosit un sistem de rating prin stele de la 1 la 5, 1 fiind cel mai slab rezultat și 5 fiind un rezultat foarte bun. Mai departe avem rezistența la îngheț, cât de bine s-a menținut o soluție în stare lichidă, prețul pe recipient, prețul pe litru, prevenirea reînghețării, testarea zgomotului, afectarea vopselei și a cromului. Am ales acest sistem de rating pentru a calcula mai corect avantajele și dezavantajele unui produs, iar dacă facem o medie a scorului obținut, avem pe ultimul loc alcoolul tehnic, cu o medie de 2,0. În continuare avem egalitate între Detemann și alcoolul sanitar cu un scor de 2,33, urmat de încă o egalitate între Auchan și Petrom cu un scor de 2,5. Pe locul 6 avem soluția de la Prox cu un scor de 2,75, urmată de încă o egalitate între Mol și Rompetrol cu un scor de 2,83. Pe primele 3 locuri avem următoarele. Soluția de la OMV cu un scor de 2,9 pe locul 3, soluția de la Kaufland Jet Expert pe locul 2 cu un scor de 3,16 și pe primul loc soluția de la Lidl cu un scor de 3,41. Inițial aș fi crezut că soluția de la Mol ar avea cel mai bun punctaj, iar soluția de la Mol nici nu m-am gândit că va ajunge în top 5. Ei bine, acest punctaj nu este relevant pentru toată lumea, poate unele caracteristici sunt mai importante pentru unii decât celelalte. De exemplu, o mașină fără elemente cromate nu e afectată de efectele negative a soluției pe aceste elemente, sau poate prețul nu este atât de relevant. În orice caz, fiecare persoană alege ce îi se potrivește mai bine și scopul acestor teste este de a vă ajuta în luarea unei decizii. Sper să vă fie de folos această comparație și vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Urmează un episod în care testăm becuri de la două branduri consacrate, Osram și Philips, și după asta o să testăm un aditiv de ulei trimis de Adrian, unul din abonații acestui canal și căruia îi mulțumesc mult pentru ajutor. Dacă sunteți nou, puteți să vă uitați și la alte episoade postate pe canal în care am testat uleiuri și filtre și dacă vă place ceea ce fac, poate doriți să vă abonați. În descriere puteți găsi link către paginile mele de Facebook și Instagram, unde mai postez update-uri despre testele care le fac, și către pagina de Patreon dacă doriți să mă ajutați cu aceste episoade. Cam asta a fost, până data viitoare vă doresc o zi cât mai faină. Salut!